Bun găsit, doamnelor și domnilor, în această noapte termometrele vor înregistra minime cuprinse între minus 4 și plus 5 grade, iar mâine se pot înregistra valori din nou peste cele normale ale perioadei, vor fi maxime de la 5 până la 16 grade. Cerul va fi variabil din nou în jumătatea estică, mai ales în prima parte a zilei, în est-sud-est vor fi înnorăți și condiții ca pe spații mici să plouă slab, însă în partea a doua a intervalului este foarte posibil să plouă slab și în regiunea nord-vestică, nordică sau în zona centrală a țării, pe când la munte se anunță precipitații slabe mixte. Vântul va avea o prezență moderată în toată țara. În capitală, mâine, temperatura maximă va fi de 11 grade, va fi cer variabil, iar prezența vântului se anunță moderată. Duminică va fi din nou vreme mai caldă decât de obicei, meteorologii anunță maxime de la 8 și până la 14 grade. Se mai schimbă aspectul vremii însă, cerul rămâne variabil în vestul și nord-vestul teritoriului, în rest se va înnora, se așteaptă ploi în special în nord-est, în zona centrală, iar la munte precipitațiile vor fi mixte, însă vântul rămâne moderat din nou în toată țara. În capitală, aceeași maximă de 11 grade se anunță și pentru duminică, cerul va fi variabil în prima parte a zilei, se va înnora după amiază atunci când cresc șansele pentru ploi slabe. Cam atât despre vreme, weekend plăcut vă doresc!